Vă invit să ne ridicăm în picioare să citim din Sfintele Scripturi pasajul care de obicei se citește în seara de Paște, și anume Luca 24, cei doi ucenici pe drumul spre Maus. Luca 24, începând cu versetul 13. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Maus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. El le-a zis: Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s a oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis: Tu e singurul străin aici, în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? le-a zis el. Și ei i-au răspuns ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic, în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au găsit. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbamnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să, să intre în slava sa și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi că ce este spre seară. Și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile, s-au sculat chiar în șasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi creștini, mă alătur și eu fraților care au vorbit înainte de mine și cu bucurie proclam adevărul învierii, Hristos a înviat. O bucurie deosebită să fiu de sărbătorile acestea la Viena împreună cu dumneavoastră. Mă tot gândeam dacă a mai fost, cred că am mai fost. Nu sunt sigur, dar cred că am predicat acum 20 de ani. E prea mult ca să-mi amintesc și parcă am mai dat un îndemn într-o seară de vineri, dacă nu greșesc fiind întreagăt pe aici, dar cred că n-am predicat niciodată la dumneavoastră. Doresc Domnul să vă binecuvinteze. Acum cunosc păstorii bisericii, mă bucur, pe unii am cunoscut ieri, pe alții astăzi. Și mă bucur să-i cunosc, Domnul să le dea har în slujirea pe care o aici. Se pare că există mulți credincioși de slujit aici, turma Domnului Mare. Nu mă așteptam să văd atâția oameni adunați în această seară. Domnul pe tot să vă binecuvinteze. Mă bucur că nu va a prins acel virus care ne-a prins pe noi în România. Știți că unii oameni, o dată cu pandemia, și-au pierdut gustul și mirosul. Sunt oameni care nici în zi de azi nu mai au gust și miros de când a fost covid -ul. Se pare că și biserica a pierdut gustul părtășiei. În România, seara, frații nu mai vin la biserică. Văd că aici virusul ăsta nu va a luat gustul părtășiei. Domnul să vă binecuvinteze. Dragii mei, mă uit la acești doi bărbați sunt multe lucruri care se pot spune, dar în timpul alocat vreau să privesc prin această prismă, eu văd doi oameni dezamăgiți. Plecând de lângă ceilalți, renunțând la grupul apostolic, renunțând la părtășie, renunțând la speranță și zicând, noi trăgeam nădejde, am crezut că Dumnezeu va lucra, am crezut că el va instaura o împărăție, probabil pe noi ne-ar fi pus miniștri, s-au spulberat speranțele lor, așteptările lor și iată-i plecând triști și dezamăgiți de la Ierusalim spre nicăieri. De aceea dați-mi voie să vorbesc în această seară despre dezamăgire. Pentru că sunt mulți oameni printre noi care au suferit această traumă emoțională și din diferite motive au fost dezamăgiți. Iată doi oameni dezamăgiți de realitate, poate de apostoli, probabil că erau frustrați numai încă pe unii de alții, ei doi pleacă, dezamăgiți de Hristos, dezamăgiți de Dumnezeu. Ce rost are? Cam asta e concluzia discuției. Ce rost are am crezut, am sperat, ne am dedicat trei ani, am fost în școala lui, nimic. Plec, renunț, nu mai cred. Însă în această seară îi mulțumesc Domnului că el caută dezamăgiții. Și îl rog să treacă și pe la Viena. Așa cum i-a căutat pe cei doi care erau pe drumul pierzării, al renunțării, al dezamăgirii. rog să treacă și pe aici. Poate că sunt doi sau 10 sau 200 de oameni care au nevoie de întâlnirea cu Hristos. Așa cum s-au întâlnit cei doi. Dacă ai nevoie de ridicare, Dumnezeu să-ți o dea în seara aceasta. Dragii mei, ca orice boală emoțională, sufletească și vreau să fac o paranteză aici, noi nu prea avem loc nici în predicarea noastră, nici în înțelegerea noastră pentru problemele emoționale. Atunci când Hristos a murit pentru noi, dragii mei, Isaia 53 ne spune că El a murit ca să rezolve problemele din trei domenii ale existenței noastre. Un verset cunoscut atât de bine, Isaia 53 cu 5, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Dar într-adevăr Hristos a venit să-ți ierte păcatele. El a murit ca să poată ierta ori și ce păcat. Indiferent ce păcat ai în seara aceasta, Hristos îl poate ierta. Dar cuvântul continuă și spune, pe deapsa care ne dă pacea. A căzut peste el. Și punctul al treilea, prin rănile lui suntem vindecați fizic. Noi, pentru ne focalizăm mult pe prima parte și pe a treia. Credem în vindecarea bolnavilor, credem în eliberarea Duhului de apăsarea demonică, dar nu prea vorbim despre pedeapsa care ne dă pacea. Frații mei, Dumnezeu a trimis pe Hristos să rezolve tumultul problemelor noastre emoționale. Nu suntem niște roboți care au Duhul Sfânt. Nu suntem doar carne, suntem suflete fragile. Și atât de mulți evanghelii suferă de singurătate, de depresie, de dezamăgire. Ne este rușine să vorbim despre lucrurile astea ca și cum ar fi vinovate. Dragii mei, așa cum se îmbolnăvește ficatul și piciorul, se poate îmbolnăvi și sufletul omenesc. De aceea rog pe Hristos ca prin rănile lui să vindece pe cei bolnavi sufletește. Iată o boală anume, dezamăgirea și ca orice boală, dați-mi voie să mă uit, dragii mei, la câteva lucruri. În primul rând, ca să vezi dacă ești încadrat aici, trebuie să vezi simptomele, nu? Simptomele sunt importante. De unde știu că sunt afectat de boala asta? Apoi, dacă rămân la simptome, n-am rezolvat prea multe. Dacă avem cuvântul Lui Dumnezeu în față, bine ar fi să ajungem la cauzele bolii. Da, vedeți, COVID-ul ăsta s-a manifestat în multe feluri. Pierdeai gustul, pierdeai mirosul, tot felul de alte lucruri, aveai temperatură, dar dacă nu descopereau medicii acel virus mic, nu rezolvam prea multe, că identificam simptomele. Îl rog pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să ne ducă acolo la virusul acela mic care duce la dezamăgire în viață. Și îndrăjduiesc că Dumnezeu în textul ăsta ne duce acolo. E foarte important să identificăm cum se ajunge aici, de ce am ajuns atât de dezamăgiți de viață. Și dacă ne îngăduie Domnul, ar fi frumos să dăm și câteva tratamente, nu? Dacă îți spunem că ești bolnav și te trimitem acasă, n-am făcut nimic. Nădăjuiesc că în timpul care îl avem, vom puncta măcar și puțin tratament din partea Domnului ca să poți pleca acasă cu ceva bun. Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Dragii mei, mă uit în Scriptură și văd aici, legat de simptome, zice cuvântul aici, în aceea zi, doi ucenici se duceau într-un sat numit Maus, departe la 60 de stadii, vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei, din nou apare cuvântul acesta, ei vorbeau despre asta, despre tot ce se întâmplase. Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Și Iisus le pune o întrebare, ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi? Este primul semn că un om a fost atins de dezamăgire în viață, vorbirea. Vorbirea este felul în care ne identificăm trăirile. Oamenii uneori nici nu conștientizează ce în inima lor și în mintea lor, dar te trezești vorbind ce nu trebuie. Și într-adevăr, stând de vorbă cu mulți oameni, mi-am dat seama din dialog că au probleme. La consiliere este ideal să discuți cu oamenii cât de mult, să pui cât de multe întrebări, că încet, încet omul spune ce-l doare. Unior fără să-și dea seama, comunică de fapt care este problema. Deci când un om se lovește la cap, da? Cade de pe un acoperiș. Primul lucru, încerci să discuți cu el. Îl întrebi, ești bine? Cum te cheamă? Dacă știe cum îl cheamă, zice, oh, ok, e bine. Dacă spune că îl cheamă Mihai Viteazu, e clar. Exact așa e și cu dezamăgirea. Omul sănătos în credință va vorbi ca un om al lui Dumnezeu. Omul bolnav, Va vorbi ca un om bolnav. Dar vorbirea nu este ceva detașat de trăirile noastre. Vorbirea influențează atât de mult viața noastră. Și știu că. Există această neîncredere în acea vorbire pozitivă, specifică vestului Americii. Noi suntem români, de aia și noi nu credem în asta. Și de la vorbirea aia pozitivă, frumoasă, politicoasă, unii poate falsă, fake, am ajuns să fim oameni autentici care vorbim ce nu trebuie. Un negativism românesc chinuitor. Frate, așa suntem noi realiști. Eu nu cred asta. Frații mei, un om al lui Dumnezeu n-are voie să fie negativist în vorbire. Când vorbești negativ despre toată lumea și despre toate lucrurile, când ești prins de o teorie a conspirației universală în toate privințele, ești un om bolnav sufletește. Ați auzit oameni zicând, hai să vă dau un exemplu pentru tineri, că sunt mulți tineri. Da, băieți care spun, toate fetele sunt materialist. Hai să fim serioși chiar toate. Eu cred că tu ai o problemă. Generalizările astea scot la iveală o dezamăgire. Te-a dezamăgit pe tine una și acum gata, toate sunt nepocăite. Liniștește-te, tu ai nevoie de tratament. Sunt și fete bune în lumea asta. Toți băieții sunt neserioși. Acum, faptul că ai întâlnit unul nu înseamnă că toți băieții sunt neserioși, dacă ai ajuns să faci afirmații de felul ăsta, ai nevoie de ajutorul Domnului. Pentru că eu cred că sunt și băieți buni în biserică, Amin? Amin. Toți pocăiții sunt, nu știu cum. Toți păstorii, generalizările astea negative, pentru că te-a dezamăgit un lucrător, pentru că ai avut afaceri cu un pocăit care n-a fost pocăit adevărat, ai ajuns să spui cu pocăițe să nu mai am de-a face. Astfel de afirmații ne arată că sunt oameni afectați de dezamăgire. Te-a dezamăgit un patron, un angajator, un păstor care nu și-a făcut treaba bine, un nu știu ce, un lider, un dirijor, o fată, un băiat. Dacă ai spus vreodată asta, înțelege, tu ești... Bolnav, e un semn de boală. Dumnezeu să-ți vindece lăuntrul, și apoi și vorbirea. Da, vorbirea este un simptom. De asemenea, dragii mei, spune cuvântul aici: Dar ei s-au oprit uitându-se triști. Și spune cuvântul aici: ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Culmea de oameni ăștia se apropie Domnul Isus Hristos și spune ei aici, Domnule, Tu e singurul străin? Să-L faci pe Isus străin? Să fie lângă tine Fiul lui Dumnezeu și să spui străine? Vezi, omul dezamăgit ajunge să aibă probleme de dioptrie spirituală. Pe Iisus îl vezi străin, pe păstorul care îți întinde mâna și te cheamă la consiliere, îl vezi dușman? Pe cel care este o binecuvântare, poate un băiat pentru tine, îl vezi un om rău? Pe fata care a trimis-o Dumnezeu, poate în calea ta, o vezi exact dos, Pentru că dezamăgiți nu mai văd bine, binecuvântările le văd blesteme și blestemele le văd binecuvântări. De aceea mă rog Domnului să ne vindece dioptriile. Da, s-ar putea, s-ar putea să trimită Dumnezeu o binecuvântare în cale. Poate este o ofertă de servici care stă în cale. Poate este o ofertă de slujire și nu știi că e binecuvântarea lui Dumnezeu. Și din cauza dezamăgirilor tale, dai cu piciorul, te răzbuni, vorbești cum n-ar trebui, respingi oferte pe care Dumnezeu ți le-a trimis în cale. Și poate pe Hristos și șansele lui le-a etichetat ca fiind străine. Doamne, deschide-ne ochii. Dezamăgiții au probleme cu vederea. Nu mai văd binecuvântarea. Nu îl mai văd clar pe Isus. Și ce bine că în această seară Isus deschide ochii celor doi dezamăgiți. O, Doamne, unge coalifia Ta. Ochii tuturor oamenilor care nu mai văd în biserica noastră. Vreau să mai avertizez în privința unui lucru. Întotdeauna problemele noastre emoționale, netratate, și spuneam chiar ieri la tineri, a rămâne în depresie, a rămâne în dezamăgire, a rămâne în frustrare, a rămâne pe termen lung blocat într-un deces al cuiva drag sau a rămâne blocat în trecut legat de o relație care s-a rupt și a durut. Este o decizie personală. Eu sunt dator să vin la Hristos cu bolile mele. Nu există nicio scuză, nici în cazurile cele mai negre, caz de moarte, viol, orice ar fi, nu există nicio scuză ca eu, victima, să rămân acolo pe termen lung. De ce? Pentru că toate problemele lăuntrice netratate, spun specialiștii, somatizează. Poate că sună prea științificos pentru unii care nu mai știu atât de bine limba română. Adică aceste probleme lăuntrice dau pe din afară, ajung să te afecteze fizic. Spune cuvântul aici legat de chestiunea aceasta, ei s-au oprit uitându-se triști. Nici măcar n-a fost nevoie să discute doctorul Hristos cu ei, că prin dialog s-a văzut ce-i înăuntru. Noi trăgeam nădejde, au început să verse tot puroiul ăsta sufletesc, dezamăgirea lor. Dar dacă te-ai fi uitat la ei, ai fi știut că oamenii ăștia au probleme. De ce? Se vedea pe fața lor, aveau o căutătură foarte tristă. Dragi creștini, nu uitați este foarte important când avem probleme emoționale, sufletești, să căutăm vindecarea până când n-ajung aceste probleme să domine din punct de vedere somatic. Tristețea duce la anxietate, anxietatea duce la depresie, depresia la insomnie, Insomnia te distruge fizic. Omul care are problemele untrice, mai devreme sau mai târziu, se distruge și din punct de vedere fizic. De aceea te conștientizezi, poate chiar de sărbători, ești un om trist, tratează problemele sufletești la timp. Domnul să te binecuvinteze. Mai mult văd aici în zic zicerile lor, zicând ei aici, noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă, zice cuvântul aici, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus, deci de dimineață, la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut. Și o vedenie de îngeri care ziceau că este viu. Știți ce mai identific aici? O neîncredere totală în ceilalți. Omul dezamăgit nu mai are încredere în nimeni. Vi se pare că aceștia doi au avut încredere în raportul surorilor lor? Păi eu, nu știu, din ton, înțeleg străine. Acum ca să te șochezi și mai tare, niște femei de ale noastre. Acum tu știi, domnule, că femeile văd, aud, visează. Dar zice că ar fi fost, nu că au fost, și că ar fi văzut niște îngeri. Atâta neîncredere în felul în care ei pun problema legat de femeile care au fost la mormânt. Din clar se vede așa o, 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 atitudine foarte patriarhală. Domnule, acum niște femei, poți să ai încredere în ele? Ci că ar fi văzut. Acum, femeile le văd multe, domnule. E atât de evident că oamenii ăștia nu mai au încredere. Dragii mei, n-am ajuns cumva să suferim de neîncredere? Oricine, oricât de mult ne-ar fi dezamăgit, dragi creștini, noi suntem datori ca din nou să avem încredere în alții. Aici nu are legătură cu acea încredere în om care aduce blestem. Însă omul care nu mai are încredere în nimeni este un om bolnav. Da, ne-au dezamăgit oameni de afaceri, ne-au dezamăgit slujitori, ne-au dezamăgit băieți și fete pentru cei necăsătoriți, ne-au dezamăgit prieteni, dar dragii mei, oricât ar fi de grea viața asta. În numele Domnului Iisus vă rog, nu vă transformați în niște murături acre, niște oameni antipatici, religios și fără gust. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni dulci, plăcuți, care să poată să aibă încredere în alții. Lasă-L pe Dumnezeu să te elibereze, să-ți vindece inima, ca să poți să ai din nou încredere. Discut cu atât de mulți tineri și îmi dau seama că nu există nicio soluție pentru ei. Nici dacă ar apărea binecuvântarea binecuvântărilor. E atât de dezamăgit încât nu-i dispus să mai dea șansă nici unei fete, nici unui băiat. Pentru că sunt mulți tineri aici. Gata! Nu! Dar dacă Dumnezeu... Nu! De ce? Ne-încrederea mea. Pentru că m-a rănit cineva, nu mai am încredere în nimeni o altă, un alt simptom al bolii, neîncrederea în ceilalți. Dragii mei, e adevărat, sunt oameni care te-au dezamăgit, poate chiar slujitori, dar să știi că există oameni ai lui Dumnezeu. Chiar dacă unul în mod special te-a dezamăgit, poate n-a fost duhovnicesc, a fost firesc în abordare, sau poate știu eu, un moment de nevegere, sau poate chiar a fost un lup în piele de oaie, nu uita, nu te izola, nu te baricada în spatele neîncrederii generale, în toți slujitorii, în toți pocăiții, în toți oamenii de afaceri. Nu știu ce alte exemple să dau. Dumnezeu are oameni și tu trebuie să-ți deschizi inima, să ai din nou încredere. Viața fără încredere este o viață izolată, întrista și dureroasă și amara singurătate. E cel mai grav simptom și ultimul, până la urmă neîncrederea în oameni duce la neîncrederea în Dumnezeu. Hristos spune degetul pe problemă, spune, oameni buni, nepricepuților, de ce n-ați crezut Biblia? De ce n-ați avut încredere în ce v-am spus eu, Mesia? De ce n-aveți încredere în Dumnezeu că El controlează evenimentele, chiar și în vinerea mare? Vezi, până la urmă, noi oameni, atunci când ne dezamăgesc alți oameni, ajungem să dăm vina pe Dumnezeu. Ăsta e finalul, ăsta e capătul de drum, pentru că Dumnezeu a îngăduit ca eu să sufăr, nu mai vreau să am o relație cu El. Pentru că există cu tremură în, Turcia, ai devină Dumnezeu. Pentru că există copii cu malformații, îi devină Dumnezeu. Nu noi care ne-am băgat degetele în adn -ul. Nu noi care am încercat să, prin știință, să modificăm genetic anumite lucruri. Nu, Dumnezeu. Pentru cu tremure Dumnezeu, pentru eșecul meu în dragoste Dumnezeu, pentru eșecul meu în afaceri Dumnezeu. Și ajungem într-un final, asta este, dacă vreți, simptomul suprem. Dezamăgiți de Dumnezeu. Necredință, neîncredere, în persoana și în credincioșia lui Dumnezeu, neîncredere în scripturi și în promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a făcut. Dacă ești aici, mă rog lui Dumnezeu să te vindece, să ai din nou încredere în El. Chiar și în vinerea mare, când era dezamăgire, era durere și părea că totul s-a sfârșit, chiar în vinerea mare Dumnezeu își împlinea planul de mântuire al omenirii. Când toți ucenicii erau dezamăgiți, de fapt Hristos chiar în ziua aceea și Dumnezeu lucra cel mai măreț plan de restaurare a lumii. Nu te uita la ce izbești ochiul, chiar în cea mai neagră vale. Dumnezeu are planuri, Dumnezeu are binecuvântări, Dumnezeu are o voia Lui supremă și voia Lui se împlinește spre binele tău întotdeauna. Vreau să te întreb, dragul meu, mai crezi în romani 8 cu 28? Mai credem romani 8.28 și romani 8.32? De altfel știm că toate, o mă, chiar toate, da, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cum? Despărțirea, cancerul, boala, pierderea serviciului, Depresia? Dragii mei, haideți să ne punem în în Dumnezeul care a spus asta. Eu cred că Dumnezeu e adevăr. Toate lucrurile, dragul meu care ești dezamăgit, toate lucrurile, mi-e greu să cred în dreptul meu că anumite lucruri lucrează spre bine. Sunt rugăciunpele care le fac de ani de zile, dar când citesc aici, mă smeresc, spun, doamne, chiar dacă nu văd binele, eu cred că toate lucrurile sunt spre bine. Dumnezeu să dea vindecare prin cuvântul său. Haideți să mergem acum la virus. Care a fost problema? De fapt, de ce au ajuns ei atât de dezamăgiți de toată lumea și de Dumnezeu? Eu cred că secretul sau cheia înțelegerii pasajului este în versetul 21. Noi trăgeam nădejde. Aici e baiul. Noi aveam așteptarea ca el să instaureze împărăția lui Israel. Deci problema nu e la Dumnezeu. Problema care duce la dezamăgire este așteptarea mea greșită. Și da, dragii mei, ascultați-mă bine: cele mai multe dezamăgiri în viață au legătură cu așteptările noastre nebiblice, nedumnezeiești și fără rațiune uneori. Așteptări nerealiste. Noi trăgeam nădejde. Dai obrigado, Dumeseu, se o faca que creste tu? Ei visau că Hristos va veni ca un rege politic, va instaura un guvern în Israel, va îndepărta romanii, va face o armată pe ei doi și o să-i pună miniștri, bineînțeles, asta nu se spune, dar se știe, și speranțele lor erau politice, doreau să ajungă miniștri într-un guvern condus de Mesia în Ierusalim, care va ajunge să cucerească tot Imperiul Roman. Vă întreb, a zis vreodată Dumnezeu în Biblie așa ceva? Nu, niciodată! Și totuși toți cei 12 apostoli au trăit trei ani și jumătate cu această așteptare egoistă. Să ajungă miniștrii, Hristos să fie împărat și evreii să ucidă romanii și să stăpânească lumea și bogățiile pământului. Eu mulțumesc Domnului din toată inima mea că Iisus a ales să-i dezamăgească pe cei 12. Că dacă Dumnezeu lucra după așteptările lor, noi astăzi nu eram aici. Îți mulțumesc, Doamne, că i-ai dezamăgit pe ei, pentru că ne-ai iubit pe noi. Deci planul lui Dumnezeu era mult mai înalt decât puteau pe ei. Ei săraci și vedeau cât vede un cal înaintea ochilor cu ochelarii ăia, da? din uh... Laterali. Că nu avea cum să înțeleagă ei că e o împărăție multietnică, o împărăție globală, mântuirea pentru toate neamurile prin Hristos, în mintea lor limitată, erau atât de etnocentrici, erau atât de limitați, încât doreau Dumnezeu să răscumpere țărișoara aia mică. Dar iată că Dumnezeu nu se lasă clătinat deloc de așteptările noastre. De aparența de gânduri bune. Dumnezeu lucrează după planurile Lui eterne. Nu după așteptările mele și ale tale. Și ascultă-mă, poți să plângi, poți să te bocești, poți să te bați de pământ, poți să postești 40 de zile, nu vei putea să schimbi planul lui Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu vrea supunere ascultare, încredere în El, nu să te lupți cu El să facă ce vrei tu. Ești dezamăgit, pentru că așteptările tale nu sunt după voia lui Dumnezeu. Mă uitam la câteva pasaje biblice, să mai dau câteva exemple. Spune Scriptura despre un mare împărat al Antichității, care trimite un general în Ierusalim, Naaman, îl cunoaștem pe Naman, îl trimite să fie vindecat. Un lepros bolnav de o boală incurabilă, un fel de cancer al zilelor noastre, în pragul morții, trimis la Dumnezeu ca să fie vindecat. Avea mare nevoie de Dumnezeu. Și totuși, omul ăsta avea atâtea pretenții. Auzi ce spune omul ăsta care ajunge la Elisei. Și Elisei spunea, vrei să fii vindecat? Du-te și scaldă-te de șapte ori în Iordan și vei fi curat cum este carnea unui copil. Și auzi ce spune el. Naman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că noi trăgeam nădejde. Cine-i devine că tu ai așteptări de felul ăsta? Eu credeam că Dumnezeu va lucra așa, că o să vină El însuși în fața mea, că o să mă salute frumos, o să pună mâna pe locul rănii, o să o facă rugăciunea în stradă cu mâinile sus și Dumnezeu mă vindecă. Dar ce Dumnezeu vindecă cum vrei tu? Namane, e obligat Dumnezeu să facă după așteptările tale, vedeți, om bolnav pe moarte, dar cu pretenții. O câți de aici nu-s bolnav pe moarte, poate din punct de vedere spiritual sau emoțional și totuși mofturoși? Doamne, dacă nu faci așa, mă las din pocăință. Dacă nu faci așa, nu mai cred, nu mai vin la biserică sau nu mai slujesc, protestez și mă retrag din slujire. Dar ce crezi că Dumnezeu schimbă planurile pentru mofturile tale? Tu ce crezi? Eu credeam că atâția oameni dezamăgiți din cauza a ceea ce cred. Tu ce crezi? Ia verifică puțin aici, nu cumva o zidi diavolul în mintea ta, o izvodire a minții, o fortăreață, cum spun alte traduceri în 2 Corinteni 10? S-a imaginat tu că Dumnezeu va lucra așa, va binecuvânta așa, dar nu-i după imaginația ta. Dumnezeu conduce lumea după planul lui suveran. O, Doamne, iartă-ne! Așteptările noastre nerealiste, nebiblice, dumnezești egoiste, ne-au dus în starea în care suntem. Ai tu încredere că Dumnezeu face mai bine? O, Doamne, dă-ne această încredere. Eu credeam că sunt mulți frați frustrați printre noi care nu mai slujesc. Au avut două, trei prorocii că Domnul înalță o treaptă, l-a pus la vot și nu a ieșit. Dar cine ți devine că tu ai visat comitet și pastorație? Cine-i devină? Dumnezeu? Toată lumea, prorocul, numai tu nu. Păi tu ai înțeles greșit lucrările. Mi-a vorbit Dumnezeu că el sau ea partenerul și mi-am făcut eu acolo un întreg castel de cărți, o imaginație baza pe profeții, pe dorințe întâi, pe tot felul de... Și când lucrurile nu ies, îi devină Dumnezeu. Dar îi devină Dumnezeu că tu ai visat. În altă parte ne spune Scriptura despre un caz interesant, zice Dumnezeu, parcă cu simțul umorului lui David, zice, fiindcă ai avut de gând să zidești o casă în numele lui meu, bine ai făcut că ai avut gândul ăsta. David, ai idei bune. Îmi plac ideile tale. Ar fi fain să faci un templu. Dar zice Domnul numai că nu, nu tu. Adică David, ai idei bune, dar nu sunt ideile mele. Și da, un plan bun nu e neapărat planul lui Dumnezeu. Ce frumos zice Dumnezeu aici, David, îmi place, ai gusturi bune, dar nu-i voia mea. Gata, punct. Roșu, semafor roșu. Că mulți avem idei bune, nu e rău să vrei să fii păstor. Că Biblia spune, cine-și dorește să fie episcop, își dorește un lucru bun. Dar zice Domnul Zâmbin, nu tu. gândul -i bun, dar nu-i pentru tine. Poate că ți imaginezi tu că ți-ar sta bine lângă fata cu tare din biserică, uite mă ce frumos cântă, ce pocă. Bă, gândul e bun, e bine că ai gusturi rafinate și vrei o fată pocăită care cântă frumos, numai că o să-i stea bine la altul lângă ea, mai bine decât ție. Dumnezeu nu lucrează după planurile tale, după părerile tale, după imaginații, noi toți ne vedem foarte buni și foarte eligibili când e vorba de orice. Dumnezeu are planurile Lui. Doamne, vindecă ne gândirea. Doamne, dărâmă orice așteptare nerealistă, orice așteptare nebiblică și ajută-ne să ne încredem în planurile tale. Dragi tineri, dați-mi voie să vă dau o recomandare. Vă rog în numele Domnului, când mergeți la rugăciune, în odăită sau la un cer de rugăciune unde sunt și profeți, nu te du la Dumnezeu cu o foaie scrisă, zicând, Doamne, pune ștampila pe planurile mele. Dumnezeu nu binecuvintează planurile noastre. Du-te la Dumnezeu cu o foaie goală și zi, Doamne, scrie Tu ce vrei. În felul ăsta vei scăpa de dezamăgiri. În felul ăsta Dumnezeu îți va scrie povestea vieții De ce mergi la Dumnezeu cu foi pline, cu caiete întregi de visuri omenești Și aici intră un conflict cu cultura aceasta occidentală Pentru că aici e problema, suntem învățați să visăm înalt. alt da? Sloganul ăsta american, dream big să te vezi mare, să te vezi bun, să te vezi tare. E adevărat, dacă nu visezi nimic, eu înțeleg, n-ai cum să ajungi ceva. Dar, dragii mei, dați-mi voie să vă spun, am 42 de ani, nu sunt foarte bătrân, dar cred că îți pe la jumătate, dacă n-am cumva trecut de jumate. Vreau să vă spun ceva, dragi tineri, foarte puține coincidențe există între cartea viselor din tinerețe și cartea realității. Oricând ne zic americanii să visăm, auzi, să visezi gratis, visează cât vrei. Realitatea nu prea seamănă cu ce ne imaginăm noi. Nu mi-am imaginat slujirea așa, nu mi-am imaginat nici căsătoria așa, nici nimic. Nici că ajung la Dej, nu m-am gândit niciodată. Aveam lucrări că vei ajunge într-un loc la care nu vrei să mergi. Uite că am ajuns. Și n-am dat nici măcar un îndemn, nu mă gândeam, nici nu visam să dau un îndemn în biserică până la 23 de ani. Nu mi-am imaginat că voi da un îndemn, nu-mi doream lucrul ăsta. Uite că am ajuns să predic la dumneavoastră. Pentru că spunea Dumnezeul Iisus lui Petru, Petre, dacă mă iubești, te voi duce unde nu vei voi. Asta înseamnă supunerea față de voia absolută a lui Dumnezeu. Lasă-l pe Dumnezeu să-ți scrie povestea de dragoste, lasă-l pe El să scrie povestea slujirii tale, viitorul tău, munca ta, afacerile tale. Eu cred că și în afaceri trebuie să-L consultăm pe Dumnezeu. Când îți spunea cineva că a pierdut foarte mulți bani, în criza economică am spus, bun, dacă n-ai cumpărat proprietățile, ai întrebat pe Domnul. Așa o privire mi-a băgat, ca și cum noi milionarii cu prorocii nu avem nicio treabă. Pe Domnul îl întreb la biserică, dar acum Adică afacerile să fac după regulile de marketing. Zic, foarte rău. Și în afaceri, Dumnezeu are o voie pentru viața mea. De aceea, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne scape de toate așteptările nedumnezești. Amin. Dăm foarte scurt câteva medicamente pentru cei dezamăgiți. Tratamentul este important. Domnul Iisus Hristos însuși le dă un medicament. Zice cuvântul, atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa și auzi ce le face Domnul Iisus Hristos. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Doamne, dar niște oameni dezamăgiți au nevoie de studiu biblic? Se pare că da. Și zice că a început de la toți prorocii, de la Geneza în psalmi și-o toate scripturile și o ținut pe triști ăștia în picioare acolo pe drum și le-o predicat și le-o predicat și le-o predicat. Nu, no, de asta ai nevoie și tu. Dragii mei, omul dezamăgit care nu mai vede bine, care nu mai înțelege, care vede binecuvântarea blestem și blestemul binecuvântare, care vorbește deja ca un om care are un fel de puroi sufletesc și se vede în limbaj că nu e în regulă viața. Omul ăsta are nevoie de o cură de scripturi. Nu uitați, legat de așteptări, scripturile ne modelează așteptările. Cu cât citim mai mult Scriptura și ne apropiem de Dumnezeu, Dumnezeu transformă gândirea noastră prin metanoia și începem să gândim ca El. Dacă ai ajuns dezamăgit, ia Scripturile, citește, citește, mănâncă Biblia, mănâncă-o până când Dumnezeu îți schimbă gândirea. Eram tânăr, dacă tot vine vorba de tineri, de adolescenți, de căsătorie, așa mi se dă da astăzi, poate cineva are nevoie. Eram tânăr și îmi doream să mă căsătoresc. Mergeam mereu la fratele Iosivan, care era păstorul meu atunci, și spuneam, frate, eu, se uite, nu merge, nu iese. Și spunea, ei, mi ascultă -mă aici. Dumnezeu atâta te ține până când îți schimbi așteptările. Mi-au prorocit, nu o să te însori, dacă trebuie 40 de ani, nu te vei însura până nu-ți schimbi gândirea, tu ai o gândire lumească în ce privește căsătoria. Ai așteptări lumești, pătate de ceea ce ai văzut la televizor sau în filme, de modelul lumii, de Hollywood, Dumnezeu atâta te ține în singurătate până când îți modelează gândirea și vei fi capabil să alegi cum vrea El. Că nu mă silește să iau pe cineva. Dumnezeu ne dă libertate, dar atâta te silește Dumnezeu prin transformare, prin eșec, până când gândești cum trebuie. Și să știți că o prorocit, mi-a fost și ciudă pe el. Până la 32 de ani nu mai eșecuri, pentru că gândeam ca un om lumesc. Așa că, dragul meu, să știi că Dumnezeu nu... Aici nu-i ca la școală, trebuie neapărat în 12 clase. Dumnezeu te ține între a până înveți. Te ține într a doua până înveți și termin când termin. Și în nivelul următor, când te pocăiești, Dumnezeu să ne schimbe gândirea. Știți cum? Prin citirea Sfintelor Scripturii. Pentru că atâtea mentalități nebiblice pătrund prin internet, prin TikTok, prin Facebook, prin televizor, prin știri, mentalitatea seculară de la școală, suntem atât de pătați la nivelul minții, încât e nevoie de o cură agresivă, aș zice, de Scripturi. Tineri drag, ca să biruiești gândurile astea impuse de cultură, gândirea asta demonică, nedumnezească a culturii austriece, tu ai nevoie de multă, multă, multă Biblie. Iisus i-a trecut prin toate scripturile. Vrei să fii vindecat? Vrei să-ți binecuvinteze Dumnezeu viața și viitorul? Vrei să ieși din blocajul în care ești? Du-te la Scriptură. Lasă-L pe Hristos să-ți schimbe mintea. De asemenea, dragii mei, e interesant lucru, Zice cuvântul aici: Nu ne ardea nouă inima când ne deschidea scripturile? Dar culmea: deși le ardea inima, nu le-a deschis ochii. Știți când se deschid ochii? La frângerea pâinii. Scriptura are rolul ei și nu minimalizăm. Le-a ars inima. Dar deschiderea ochilor s-a făcut la frângerea pâinii Tendința omului dezamăgit și bolnav sufletește este să se depărteze de trupul Domnului și de Cina Domnului. A nu iau Cina că nu mă simt că atâtea s-au întâmplat frații mei când suntem cei mai bolnavi spiritual, atunci avem cea mai mare nevoie de Cina Domnului. Cina Domnului deschide ochii. La frângerea pâinii se realizează o intimitate cu Dumnezeul pe care îl slujim. Ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Dragul meu, care de multă vreme nu mai iei cina, înțelegi că tocmai de asta ai nevoie? N-am înțeles niciodată tendința aceasta destul de răspândită în Biserica Penicostală. Luna asta nu iau că nu mă simt bine. Vorbeam chiar cu mama mea și am zis, hai să ne împărtășim. Apoi n-am știu că e cine, eram prin Chicago și parcă nu mă simt, dar zic, mama, e după simțuri? E masa Domnului. Așa o tendință foarte, n-am găsit nicăieri în Biblie că există șansa aia să te cercetezi și să nu iei. Biblia spune, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să, să mănânce. Nu există opțiunea neluării cinei. Nu există. Păi tocmai de aia e cina ca să te verifici, să-ți ceri iertare, să-ți mărturisești păcatul și să iei, pentru că ai nevoie de viață. Frați și surori care sunteți bolnavi, sufletește, și tot amânați cina, faceți o mare greșeală. Rezolvați-vă problemele și veniți la masa Domnului, că la masa Domnului se dă vindecare. Da, cuvântul arde inima, dar la frângerea pâinii Dumnezeu deschide ochii măriți să-i fie numele. Dragii mei, pentru mine nu există opțiunea aceasta. Eu iau cina întotdeauna. Asta nu înseamnă că oricum, dar mă verific și întotdeauna încerc să mă apropii de trupul și de sângele Domnului. Și să știți că ăia bolnavi au mai mare nevoie de cina Domnului. Cina Domnului este în textul ăsta un fel de medicament spiritual. Și nu vreau să stric rânduiala nimănui, pun o întrebare generală, m-am tot întrebat în tradiția în care am crescut de ce unii oameni sunt opriți de la cină. Chiar cei care au cea mai mare nevoie de ea. Și încă aștept și nu vreau să, nu știu ce faceți dumneavoastră, nu vreau să intru în dezbateri, să stric rânduiala nimănui, dar pun o întrebare și vă rog să-mi spuneți care este baza scripturală a opririi de la cină am găsit în Scriptură excluderea, dați afară din mijlocul vostru, limitări în ce privește slujirea, găsim în toate textele despre slujire, dar asta n-am găsit o izolarea bolnavului de parte de viață. Trimiterea bolnavului în carantină acasă fără medicament. Nu știu, mi se pare o tendință care nu și are rădăcinile în Scripturi, o tradiție la care ar trebui să medităm mai mult. M-a întrebat cineva care era cu probleme Venit la mărturisire, frate, mi dar nu mă dai afară. Tot ce știa persoana asta căzută grav, e că biserica te dă da afară. Dar cum, dar mai pot să vin la biserică? Zic, ce să fac, să te scot de pe ultimul rând? Să te trimit în discotecă înapoi de unde ai venit? Dar chiar pot să mă împărtășesc? Zic, dacă te-ai mărturisit, eu mă rog, dacă simți că Domnul te-a e treaba ta. E problema ta, nu a mea. Eu sunt aici să te ajut, să mă rog să fie liberat era șocat că poate să vină la biserică, că nu punem interdiție în curte, pentru că tot ce știu unii oameni, că biserica știe să te izoleze. Iată-l pe Hristos care caută doi oameni bolnavi și la frângerea pâinii le vindecă ochii. Și ultimul lucru și închei. Zice cuvântul aici, atunci au zis unul către altul, hai să mergem înapoi, s-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Plecaseră de la părtășie, după ce sunt treziți spiritual, se întorc înapoi la părtășie. Da, paradoxal, dezamăgirea te dezlipește de biserică. Dragul meu, când ești cel mai dezamăgit, atunci ai cea mai mare nevoie de comunitate. Strategia diavolului este izolarea. Pentru că te-o supărat cineva într-o biserică, nu mai mergi la biserică. Frate și soră, ascultă-mă bine. Exact atunci ai mai mare nevoie de părtășie. Dumnezeu vindecă prin cuvânt, Dumnezeu vindecă prin Cina Domnului, dar Dumnezeu vindecă prin părtășie. Părtășia bisericii este vindecătoare. Iată pe cei doi care pleacă dezamăgiți, renunță la părtășie, imediat, în noaptea aceea, nu așteaptă până mâine, se întorc înapoi la părtășie. Nu știu cui vorbește Dumnezeu, poate sunt aici oameni cu gândul renunțării la biserică. Dezamăgiți de frați și de Dumnezeu, gata, nu mai vin la biserică. Dragul meu, ai nevoie de părtășia a trupului lui Iisus Hristos. Oricum ar fi biserica locală, cu toate greșelile ei, tu ai nevoie de frații și de sororile tale. Și Dumnezeu vindecă spiritual prin părtășia frățească. Și da, oricât ne-ar supăra unii și alții, e bine să fim la părtășie. Eu încheie aici dorindu-vă binecuvântarea Domnului, am promis că nu trec peste fix. M-am bucurat să văd buna rânduială, am simțit prezența Domnului, am bucurat de cântări, de tineri. Să lase Dumnezeu un duc de vindecare peste inimi, peste minți și El, Dumnezeu, să pună în mintea noastră gândurile Lui și astfel vom fi binecuvântați și vom fi vindecați pe deplin. Amin.